Dânsul ăsta a fost polițist pe timpul lui Voronin și al lui Papuc. Și amu face taximetrie la poarta pieței. Au venit cu mașină civilă, cu numere albe, a afișat semnul de taxe, prestează servicii, încasează bani. Și la asta vânez tot felul de escroci. Sunt unii care fac taximetrie ilegală. Ori îți chem poliția, ori. De fapt, poliția e mai la deal, e taman Ministerul de Interne alături, dar și ce să-i facă la fostul coleg. Cheamă-i, vezi ce zice. El știe că are pile. Hop, gata, s-a gândit el să strângă semnul. Că dacă chiar brega se face nebun și cheamă poliția. Deam nu-i taxi, era taxi și amul nu-i taxi. El nu-i taxi pe jizni, că n-are numere galbene. Numai cei cu numere galbene s-au autorizat să transporte călători. Dar ea ca-și permite, pentru că e țara la lui Papuc și a lui Plahotniuc și altor escroci. Și fiecare face ce vrea. Poate mai are onorariu de la servicii secrete ca să monitorizeze ce se întâmplă strada armenească și o duce bine polițaiul la pensie. Atunci sluja un regim, acum slujește mafioții alții regim. Neploha. Și la pensie la 40 de ani, gata, și-o găsit. Și clienți, călători. La revedere, mă duc să fac și un ban. Necinstit. Dar banii își n-au miros. Cel din spate tot așa. A, nu, acela e cu numere galbene, acela e taxi autorizat.